Vere, ușor, 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 ușor. Ușor, ușor, ușor. Ce-i aici? What? Oh my god, ce asta? Vere! Astăzi ne jucăm GTA 5, dar la fiecare 30 de secunde se întâmplă un haos. Bine, nu genul care face Trevor aici, care Trevor s-a pregătit la 4 ace pentru acest episod, așa că vă rog, dați acolo pe butonul de like dacă vreți să mai vedeți episoade de GTA 5 mod showcase în care încercăm diferite moduri haioase sau interesante. Hai să activăm și noi modul și după cum vedeți aici sus deja începe să se încarce modul, iar la fiecare 30 de secunde se întâmplă ceva random. Înainte să înceapă haosul propriu zis, vreau să-mi spuneți în comentarii cât timp credeți voi că o să supraviețuim. Scopul nostru de astăzi este să supraviețuim cât mai mult cu putință, iar eu aș zice că am reușit să supraviețuim vreo 4 minute. Bine, totul depinde de ce chestii random o să se întâmple, așa că hai să vedem primul lucru. Deja urmează acum să apară și Traffic Magnet. Adică oh nu. Oh no. Oh no, 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 no. Deci totul e atras de mine. Momentele faței, asta e puțin. Nu mă voi vedeți? Nu pot să cred că totul se atrage de mine. Înainte să începem episodul, ca lumea, nu uitați, guys, să dați și pe acolo pe butonul de like dacă vreți să mai vedeți episoade de genul. Mama, asta cu Traffic Magnet e nebunie, că toată lumea intră în mine. Stai, mă, ușor. Înțeleg că sunt foarte atrăgător, dar totuși. Vere! What? Oh my god, ce asta? Vere! What? Mamă, deci e haos rău de tot modul ăsta. Și eu chiar nu mai înțeleg nimica. Voi ați amețit? Că eu un pic am cam amețit. Gata. Force field. Ah, lol, uite, totul, îndepărtez totul acum, perfect. Ia-o, fiantână. Asta vreau să văd, ia fiantână. Da, mă, da. Ia, dă-te încoace. Oh my god, ce tare. Oh my god, ce tare. Oh my god. Dă-te, 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 bă. Deci nu pot să mă lovesc de nimica. Doamne, cât de tare e asta! Hai, hai, hai! Ai de capul meu, iar asta. Bine, asta nu mai e acum spinning, acum e pur și simplu upside down. Turn turtle, așa se numește. Ok. Doamne, momentan văd că nu e chiar așa de dificil cu supraviețuirea, dar o să devină mai dificil pe parcurs, pentru că la un moment dat o să înceapă să vină în continuu chestii de genul, efecte de genul. Și nu știu ce o să se întâmple atunci. Acolo e interesant, ce o să se întâmple atunci. Vehicle rain. Oh, plouă cu vehicule, ok. Plouă cu vehicule, uite-l pe ăla. What? Mă, cred că ar trebui să mă mișc de fapt. Dacă stau în loc, o să cadă în continuu chestii. Ai de viața și de zilele mele, extreme fog. Asta îmi trebuia, extreme fog. Hai că mai văd ceva. Dai, 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 dai. Acum cred că începe să devină complicat. Opa, opa. Cred că suntem bine. Suntem bine momentan. Ce urmează? You are famous. Suntem faimoși, cică. Ce înseamnă asta? Că toată lumea vine la noi? Sunt faimos, de ce trageți mine? Nu trageți mine, nu? Oh, no chaos. Mai focalizați și voi mai bine, că nu prea se mai vede nimic aici, nebun. Ia, sticky bomb. Direct. Mamă. Ia, mă, ține de aici. Mamă, 3 stele. Never wanted. Gata, am scăpat și de poliție PVC. A few moments later. Gata, ne jucăm GTA 2, dar pe GTA 5. Că practic e 2D. Disco weather. Super, vremea noastră face disco în muntele față. What? Cad meteoriți pe noi. Mie unul mi se pare fan modul ăsta, sincer. Plouă cu bani. Ok. Aoleo. What? Ce-i asta? Verei! A luat-o raznă și mașina. Vere, ușor, 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 ușor. Ușor, ușor, ușor. Ce-i aici? Bă! Vere! Mă, 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 ușor, mă atacă meteoritul. Gata, mă. Ok, dar încă mai plouă cu meteoriți. Mai ușor și cu meteoriții. Voi vedeți că mă urmăresc. Și aveți, mă, cu mine, ești nebun? Bob atacă iepurii, voi vedeți câți iepuri? Hai că nici să mai controlez mașina nu funcționează. What the fuck, câți iepuri? Vere! Ce aveți, mă, cu mine? Mă atacă iepurii. Câte balene spă cer, nu, cea, deci cred că ne-am jucat destul. Ce ai făcut? Ce ai cu mine? Ce ai, mă, cu mine? Ce ai cu mine? Wow. Am supraviețuit aproximativ 9 minute, cred. Pentru final o să vreau să ne luăm o mașină și o să spawnăm noi anumite efecte din meniu. Dacă dăm câturile așa, avem earthquake ăsta, adică cutremur, ia să ne cutremur. Mamă, cu... Vere! Ce se întâmplă? Aveți spasme, vere! What? No, 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 no. Dacă explodează asta, ne-am dus. Nu era indicat asta. Hai să oprim earthquake-ul, de fapt se va opri singur. Gata, heavy recoil. Sunteți bine, fraților? S-a speriat toată lumea. Hai să vedem, deci ce mai putem să mai băgăm? Extreme fog, fake death, fake teleport, get out. Bă, gata, 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 mai mă tractează asta. Bă, lasă-mă, bă! No, no, no. No, lasă-mă. Așa. High pitch, help me double key stack. Ah, super, avem tasta W blocată. Insane gravity, ia. Yeah. Ok, deci practic suntem lipiți de... Ok. Jump. Kickflip. Wop. Oprim modul. A fost un întreg haos. Dacă mai vreți să mai vedeți episoade cu care testăm diferite moduri, să-mi spuneți. A fost un întreg haos episodul ăsta. Vreau să spuneți cum vi s-a părut în secțiunea de comentarii. Nu uitați să dați acolo pe butonul de like dacă vreți să mai vedeți moduri testate de noi în episoade. Diferite moduri interesante. Mai caut moduri și le mai testăm în episoade. Îmi spuneți în secțiunea de comentarii. Cred că a fost cel mai haotic episod pe care l-am făcut vreodată. Eu am fost Andrei. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi. Și noi ne auzim data viitoare cu mai puțin haos.